Dragi colegi, dragi prieteni, dragă familie, dragă vecin, mamă, soră, tată, dragă diasporă, toți cei care sunteți departe de meleagurile noastre, vin la voi cu un mesaj. Suntem departe, dar trebuie să fim aproape. Și acum suntem în situația în care mai mult ca niciodată este important să simțim căldura fiecăruia. Cu ocazia zilelor diasporei, nu pot să-mi aduc aminte decât cum făceam parte din echipa BRD și cât de plăcut era să interacționez cu fiecare dintre voi, să vă ascult poveștile, să vă ascult istoriile de viață, să călătoresc și să văd cu adevărat unde pot să ajungă cu cetățenii noștri, cât de mult pot să facă și cât de mult pot să ajute, să ajute țara sa. În aceste situații și clipe, un pic mai diferite și mai grele, vrem să vă mulțumim pentru tot aportul care îl faceți, pentru că nu uitați de ceea ce a rămas aici, acasă, pentru că vă întoarceți și pentru că faceți să fie mai bine. Eu doar pot să vă spun, suntem departe, teritorial și fizic, dar întotdeauna vom fi aproape, cu inima și cu sufletul. Vă mulțumim și vă așteptăm acasă.